Da, e o inovație nouă despre care vrem și noi să știm mai multe și tocmai din acest motiv Luxandra este chiar acolo la Măgurele și ne spune ce se întâmplă și ce putem afla despre acest lucru nou. Bună, Luxandra! Bună, Diana! Bună, dragi prieteni! Într-adevăr, mă aflu în campusul de cercetare de la Institutul de Fizică Nucleară de la Măgurele, iar în spatele meu este clădirea în care se află laserul de care voi vorbeați și din care noi am transmis dimineața, dar din motive tehnice am decis să vin astăzi mai aproape și să vă arăt cum funcționează el din fața unei machete. Nu o să vă vorbesc eu despre această instalație, deci i-am alături de mine pe domnul Ioan Dăncuș și domnul Dan Stutman, care astăzi ne vor ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă laserul de la Măgurele. O să vă rog să ne apropiem puțin pentru că George se ne poată filma mai bine. Domnule Dăncuș, spuneți-mi, vă rog, cum funcționează laserul și ce face el exact? Avem în fața noastră macheta exactă a instalației. Bună ziua, în primul rând. Macheta ne arată modul în care fascicolul laser este amplificat de-a lungul a două brațe de amplificare. Ce e foarte important de înțeles, acest tip de sistem laser pornește de la un laser cu o energie foarte mică pe puls. Vorbim de energii mai mici, aproape mai mici decât la un pointer laser uzual. Acest laser pe brațele de amplificare își crește energia. Și cum își crește energia? Avem o serie de cristale cu dimensiuni din ce în ce mai mari. În final ajungem la un cristal cu o dimensiune de 20 de centimetri, cele mai mari cristale de acest tip din lume. Cristale care înmagazinează energia de la niște laseri de pompaj, soldăței aliniați de o parte și de alta a laserului, înmagazinează această energie și o transferă pulsului principal până la finalul lanțului de amplificare. La finalul lanțului de amplificare, de ce putere vorbim? La finalul lanțului de amplificare, după compresie, cutiuțele acelea argintii, cea mai mare putere pe care o vom atinge este 10 petavați. Este un proiect ambițios, un proiect care pune România în linia științei mondiale. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă acest proiect pentru țara noastră? Pentru țara noastră e extraordinar de important faptul că revenim pe o treaptă foarte înaltă a științei europene și mondiale. Acest proiect este un rezultat a comunității științifice internaționale și faptul că România este atât de puternic implicată în această comunitate și în acest proiect demonstrează calitatea pe care o avem și pe care putem să o creștem în continuare. Zilnic aici se fac teste, probe, neoficiale deocamdată, pentru punerea în funcțiune a laserului. Spuneți-mi când va fi el dat drumul la capacitatea la care a fost gândită? Sistemul laser va fi comisionat cu parametrii lui contractuali la începutul anului viitor. Până atunci noi avem o serie de teste legate de atingerea acelor parametri. Teste care sunt în curs tot timpul. După atingerea parametrilor fascicului laser, va urma o serie de experimente pentru comisionarea acestor fascicule, pentru că laserul fără experimente nu are niciun sens. Pe scurt, aș vrea să-l întreb și pe domnul Stutman care sunt aplicațiile fizice ale laserului, să le explicăm celor de acasă ce face această instalație care aparent este complicată pentru noi profani. Laserii de 10 petavați care a descris Ioan o să aibă două tipuri mari de aplicații în știința fundamentală, unde vom investiga fenomene care nu au mai fost cercetate până acum pe Pământ, cum ar fi producerea de nuclee foarte grele, cum se întâmplă numai în explozii stelare, de pildă, precum și fenomene fizice care au fost prezise de teorie de multă, multă vreme, de teoria cuantică electrodinamică, cum ar fi producerea de materie din vacuum, dar niciodată n-au putut fi testate experimental.
Aici ne putem aștepta eventual la descoperiri majore în știința fundamentală. În plus, avem acum în dezvoltare planuri relevante pentru cercetare, pentru aplicații medicale și industriale. În aplicații medicale, laserii aceștia ar putea să aibă un impact foarte mare, într-adevăr, în domeniul de imagistică medicală și în domeniul de radioterapie. Bineînțeles, nu vom face aici tratamente pe pacienți sau lucruri de soiul ăsta, dar vom face studii importante pentru dezvoltarea de noi metode de imagistică și de radioterapie. Ar mai fi multe lucruri interesante de spus despre laser, din păcate timpul nu ne permite să vorbim atât de mult cât ne-am fi dorit. Așadar, România se înscrie alături de Cehia și de Ungaria într-unul dintre cele mai importante proiecte științifice în domeniul fizicii nucleare la nivel mondial. Suntem mândri să spunem că aproape 300 de oameni din peste 20 de țări vor lucra aici la Măgurele pentru a pune în funcțiune laserul de aici. E important de știut că și studenții pot veni aici să afle mai multe și să se implice activ în programul de cercetare. Vom reveni însă cu detalii pe parcursul experimentului. Până atunci mă întorc la voi. Diana Aristei. Mulțumim frumos, Mulțumim, Sandra. Da, e un domeniu care mă depășește mult cu mult și am căutat ce înseamnă un petawatt. Sunt un miliard de milioane de watt. De vedea să ai început puterea laserului. Da, e cazul să luăm pauză.